fabrică cheamă după ea o altă fabrică? Sau cum poate fi rezolvată fericirea femeilor cu ajutorul industriei grele într-un orășel din estul Europei? Această poezie am scris-o, eram redactor la România Literară și în general când erau scandaluri la Uniunea Scriitorilor, se încerca așa să mai sărupă scriitorii de capitală și cu niște autobuze eram duse să vedem realitatea la fața locului. Cum zicea Nina Casian, am fost la fața locului și fața locului era plină de umflături. Și eram îmbarcați cu un autobuze și mergeam până Moldova să vedem, mă rog, fabrici, ogoare, întâlniri cu activiști de partid să ne spună realizările, ca să știm să nu mai mărim acolo cu Leonea Scriitor. Și la una întâlniri, de fapt, am avut două chestii de-astea pe care le-am scris în urma acestor întâlniri. Una, o poezie despre profesorul de limba română care cere mai multe ore de predare pe săptămână, pentru că Elena Ceaușescu a hotărât la un moment dat că sunt prea multe ore de limba română în licee și pierd copiii vremea cu chestia asta și a spus, domnule, să mai le la cele tehnice și a spus, domnule, să băgați ore de practică, să muncească, la strung, să nu știu ce. Și în loc de 5 ore cât era normal, au pus numai o oră de limba română. Și la o întâlnire cu profesorii, se plângeau profesorii și au spus, domnule, este o mare dramă, după un an de zile deja copiii ăștia au făcut numai o oră săptămână, limba română, deja să simt că vorbesc mai prost, înțeleg mai greu lucrurile așa și vorbiți dumneavoastră la păi, era George Macovescu, președintele Scriitorilor, era și ministrul de externe, să se face din nou orele de limba română. Bineînțeles, eu am scris acea poezie apărută în România Literară și puțin scandal, fiindcă nu descriam decât ce face profesorul de limba română, cu ce se ocupă el. Nu am în cartea asta, nu știu dacă știu pe deasupra. Dar cert e că aia a fost o dramă pentru școala românească, pentru că timp de 10 ani de zile au fost generații întregi care n-au făcut decât o singură oră de limba română, lucru care are grav urmări și în ziua de astăzi, că 3/4 din senatori și deputații români au făcut asemenea licee, care s-au făcut numai o oră de limba română. Bun, dar cu altă ocazie am scris această poezie pentru că am fost în Moldova nu știu dacă la Huș sau un alt orășel unde era industrie de asta de țesături, în fine, și am vizitat o fabrică și acolo directoarea fabricii ne-a explicat ce dramă au ei acolo, pentru că lucrau 99% numai femei în acea fabrică de țesut, dar pentru că n-aveau cu cine să se mărite fetele, după 2-3 luni ele fugeau până alte orașe. Așa, și ne ruga pe noi care suntem scriitori și, mă rog, cum se spunea atunci, ajutoare de nădejde ale partidului George Macovescu, da? Să spunem la conducerea superioară să facă și în oraș la ei o fabrică de asta de industrie grea, să vină muncitorii acolo, bărbați, ca să nu le mai fugă fetele, pentru că scădea producția, aveau la export și aveau mari probleme, în fine. Și atunci am avut o revelație. Domnule, uite ce înseamnă femeia naivă sau din contră înțeleaptă care își închipă că industria grea ajută la fericirea ei, nu? Și am scris această poezie care se cheamă O fabrică cheamă după aia o altă fabrică sau cum poate fi rezolvată fericirea femeilor cu ajutorul industriei grele într-un orășel din estul Europei. 100 de femei fug în fiecare lună din căminul fabricii de mătase. Războaiele de țesut latră în gol, graficul se târăște pe dușul meu, directorul albește, telefonul înjură, dolarii verzi de supărare se întorc pâși-pâși în Occident. Lozincile sunt scrise cu litere și mai mari, ședințele cu temperaturi și mai ridicate, camioane care fete din satele de prin jur pentru calificare la locul de muncă, dar 100 de femei fug în fiecare lună, tulburate ca taurii de roșul mătăsii, într-o corida fără sânge și toreadori. Dar veni mai repede buldozerele să niveleze terenul, betoniștii și forjorii, șoferii care știu să fluire printre dinți, golanii, colilii, artiști de șantier, să urâie benzile rulante, să cânte cuptoarele Siemens Martin, să miroase a păcură și cărbune, să se liniștească fetele, mână în mână, mătase și fontă, fabrică lângă fabrică.